Dă înapoi pe joc! Hai noroc la toată lumea și bine ați venit la un nou episod. De data asta ne-am întors la NFS World ca să vorbim pe scurt despre o mașină interesantă care mi-a acaparat atenția și mi-a făcut cu ochiul. Este vorba de Ford Lotus Cortina. Da, și noi astăzi o să-i facem un test drive și... What the fuck, cât de scumpă e, bă, mâncați-aș! Alo? Recoltare de organe? Da, cât luați, ia ziceți, cât luați pentru un rinic și jumătate ficat? Păi v-am spus, îmi luați un pic din pateu, da? Și rinichiul drept. Cu oricum am piatra el, dă-l dracu. Am luat atâta creatină, m-am făcut cât mal. Da. E, bun, atunci așa rămâne. Da. Și cu așteptăm. A few moments later. Da. Ce? E închis din cauza... Iar mă, lockdown? Da. Mașina arată foarte bine, din punctul meu de vedere arată chiar super, mai ales stopurile acestea care par așa mai retrofuturiste, gen copiază un pic, gen copiază turbina de avion. Arată, nu știu, așa ceva. Mi-aduce aminte un pic de mașina din Incredibil, dacă ați văzut voi bine. Nu știu exact cum, dar probabil din cauza acestor stopuri care seamănă un pic cu turbina aia. Atunci ați văzut când se încinge și începe să dea acel jet mare și mașina direct o dă în blană, frate, direct se duce racheta, te duce pe lună. Așa. Un sedan în două uși, mă rog, asta pot să o numesc un cup, pentru că, evident, este în două uși și nu poți să-i zici sedan din moment ce are doar două uși, pentru că sedanurile și, cum se mai zice la noi, berlină, are patru uși. Motorul este de 1557 de centimetri cub. Twin Cam i4. Dimensiuni, gen la roată 2489 de milimetri, gen lungimea este de 4000 și un pic, lățimea cât? 1600 și înălțimea, pana mea, 1370. Mă rog, nu interesează asta. A fost produsă între anii 1963 și 1970 de către Ford în colaborație cu Lotus, cum am mai spus. A fost 3306 de modele din prima generație și 4093 din generația a doua. Așa că noi îi vom da un test drive, dar mai întâi să o cumpărăm. Oricum, ne interesează, avem destul cash. Cumpărăm mașina. Sunt confident. Bun. Și avem frumusețea asta care acum... Trebuie neapărat să o testăm. Ok, să vedem cum se aude și motorul. Încât se aude, motorul se aude destul de agresiv. Și acum vom încerca să-i dăm un test de viteze și vom încerca să conducem cât de efectiv se poate, în așa fel încât să nu mai pățim ca în episodul trecut, unde ne ciogneam de toate paragladinele și de toate hangaralele și de toate cașcarabetele. Îmi și aduc aminte acum cum au reacționat băieții mei, oamenii mei, pe Discord, de la videoclipul ăsta. A, frate, ce amuzant în faza e că da, am râs la faza aia cu fake news, cu asta, faza, da, că am râs la, da. A, frate, de ce ai tăiat la faza aia? Ai tăiat la faza aia unde ai făcut accident ca să nu se vadă că faci accident, frate, conduci foarte prost până fii copii de 5 ani, conduce mai bine ca tine pe NFS-ul ăla, lasă-te de NFS, nu să te... Te lovesc de toate zidurile, ce-ai mă cu zidurile mă, conduci foarte prost, lasă-te de NFS. TACI! Așa, acum că am terminat cu toată bălăcărea asta și tot trombolul ăsta, acum hai să revenim la oile noastre, vorbim despre mașină.
la Ford, Walter Hayes a văzut avantajele potențiale ale vânzărilor într-o campanie de succes a British Saloon Car Championship, iar Lotus a putut vedea potențialul cursei în berlina Everyman a Ford, cu carcasa sa monococă, ușoară și rigidă, suspensia din față a stâlpului MacPherson și motorul supracurent extrem de reglabil. Lotus și Cosworth au făcut ca motorul Anglia 105E să fie dominant în formula junior, iar Lotus i-a comandat lui Harry Mundy să proiecteze un cap cu două camere pentru motorul Consul Classic, pe care Ford l-a mărit în mod convenabil la cât 1498 de cc, deci putem zice rotunjit la 1.5. Tocmai la timp pentru noul Lotus Elan. Iar acest Lotus Cortina a fost asamblat de Lotus și a avut un succes instantaneu, rezultând ca Jim Clark, care a jucat un rol important în dezvoltarea și testarea mașinii, să câștige campionatul Britannic Saloon Car în 1964. Ford nu ar fi putut spera la mai multe. În mod surprinzător, ca mașină rutieră de producție, a avut partea sa de probleme de calitate, în special carcasa din aliaj care se îndepărtează de carcasa osiei datorită sarcinilor de virare provocate de locația cadrului a Lotus. Din iunie 64, deci 1964, odată ce au fost construite 1000, cam așa ceva. Pentru omologare, piesele din aluminiu au fost schimbate pentru articole de producție Ford și prețul a fost redus la 1100 de lire la 992 de lire. Așa, deci primele exemple sunt acum mai de dorit, chiar dacă ar fi fost cel mai de încredere când este nou. Cu atât de multe curse, prăbușiri, putrezire și revânzare și replici create din cel puțin un jurnal de bord și o carcasă cu două uși, cumpărarea unui Lotus Cortina este un câmp minat, care ar trebui negociat cu mare prudență. Așa, băi fraților, și acum vom vorbi despre niște caracteristici și puncte de defecțiune dacă vrem să ne cumpărăm vreodată modelul ăsta. Aveți pe ecran o imagine cu mașina din spate, din față și din lateral. Și lângă ea aveți câteva detalii la care trebuie să fim atenți. Imaginea provine de pe car classicandsportcar.com și băieții de acolo o dețin. Deci imaginea nu o dețin eu, o dețin băieții de la classicandsportcar.com. Așa, în primul rând, originalitatea. De exemplu, vedeți acolo în față, are emblema de la Lotus. Deci, dacă are emblema Lotus, înseamnă că a fost făcută în Anglia. Și trebuie să vedem la fel și coroziunea, pentru că majoritatea exemplarelor acum fiind vechi sunt ruginite și trebuie să verificăm că reparații și întreținerea a fost făcută ca lumea și la fel și caracteristicile ei unice au fost tot întreținute. Cât despre caroserie, zone de rugină și la fel și sub mașina înșiși, pe aripi, pe strat tops ăsta, nu știu cum se traduce, e ceva de la suspensie din câte știu, A-posts, de asta chiar n-am auzit, deci sincer n-am auzit, o să fie o imagine pe ecran după ce fac eu editarea tot, așa, bulkhead, wheel arches și în jurul lămpilor, deci în jurul farurilor, dacă stăm să o luăm așa logic, pentru că și lămpi, headlamps, farurile din față. Mă rog, cât despre motor, tot așa, trebuie să verificăm coroziune, dacă are coroziune în capul motorului și dacă este vreo scurgere de la pompa de apă. Cât despre warped heads, cum zice acolo, se traduce foarte greu în românește. Am căutat pe Translate, pe Google Translate și mă rog, puteam să caut pe dicționarul român-englez, dar am zis cu Google Translate mai ușor. Și e ceva de genul capul de cilindru de la motor, adică unde este blocul acela de cilindri, deasupra, între unde e chiuloasa, unde stă chiuloasa, după aia mai vine capul ăsta de cilindru, unde ai partea de sincronizare la valve, unde intră benzina și după aia iese fum. Așa, warped nu pot să zic ce înseamnă exact, pe translate zice în convoiat, ceva de genul.
incovoiat, pana mea, habar n-am. Deci, să mor dacă pot să traduc chestia asta, ca lumea în românește se traduce greu. V-am spus, aici avem problemă cu translația. Așa, următoarea chestie pe listă este carburatoarele. Twin Webers, așa se numește. Ele durează foarte mult odată ce au fost setate la motor. Dar, cum zice acolo, Thirsty Car, o face să-i fie foarte sete, adică o face să mănânce, să pape, să bea foarte multă benzină, să bage acolo, știi, adică bagă până nu mai poate. Așa, trecând la suspensie, cutia de direcție și bucșile de cauciuc se uzează foarte tare dacă conduci mașina efectiv foarte tare. Deci, de exemplu, nu știu, dacă ești vreun pasionat din ăsta de viteză care îi place să facă raliul Dakar până oraș, deci cu mașina asta trebuie să o iei ușor pentru că, da, acum am bătrânit și nu prea mai poate, așa că iau ușor cu mașina asta, că s-ar putea ca la următoarea groapă sau la următoarea curbă să te trezești cu ea la remat. Trecând la faza cu puntea spate, pe mașinile care au avut cadrul în A sau cum se zice cadrul A sau ceva de genul, axele astea, deci puntea spate, sunt foarte expuse la scurgere aparent și eșuări, adică da, din câte am înțeles eu aici, failure și leaks, poate să curgă și la fel să, nu știu, probabil se rupă sau ceva, adică acum vorbim despre un cadru de mașină, un șasiu, ceva de genul, nu știu la ce se referă la scurgeri, probabil că dacă o iei pe-n baltă, să scurgă apa în mașină, te trezești cu apă în bancheta din spate, ceva de genul. Nu știu exact că aici e un fel de barieră, v-am spus, fraților, că e o barieră între engleză și română și îți dai seama. Cam asta a fost. Și acum vorbim despre interior. Nu m-am așteptat să văd așa un interior frumos pentru o mașină din anii cât 70-60. Așa un interior frumos, scaune de piele, volan covrig, adică vă dați seama, volan din ăla sport cu finisaj de lemn și la fel și schimbătorul. Bă, uitați-vă, mă, cât de frumos poate să arate un interior pentru o mașină din anii 60-70. Acesta este și sfârșitul videoclipului, cât și povestea în sine a cortinei de fier, care o avem aici în față. Mă rog, dacă v-a plăcut videoclipul ăsta, nu uitați să dați un like, să loviți bine de tot și să dați un subscribe, pentru că mă ajută foarte mult și mă motivează foarte mult să mai fac videoclipuri de genul. Cu voi a fost Berbecul Negru astăzi și ne vedem pe data viitoare. Ciao! Ce dezamăgire! N-am găsit butonul de unde să activez rotația automată pentru prezentarea mașinii și trebuie să o rotim manual, uite așa, și după aia mergem, uite așa, uite așa mergem și zicem: hai noroc la toată lumea, vă prezint astăzi o mașină foarte interesantă care a fost făcută în Anglia în colaborare cu Lotus, pana mea. Da, mă rog. What the fuck fac aici al meu? Bă, facem mă show ca lumea sau ce facem aici în studio? Wow! Un moment mult mai sarcastico-umoristic aici la noi în show. Bravo! Aplauze! Știi cum? Pf, ai de capul meu! Uite așa, mă, uite așa circulă zvonul ăsta, că aici e sarcasm. Sarcasm total, îți dai seama.